Cum pot să-mi fac gândul rob ascultării de Dumnezeu? Concret, urzesc planuri rele la nivel de gând, dar desigur că nu le pun în practică, dar apoi cugetul mă mustră. Vă rog să fiți atenți pentru că se pot confunda gândurile ispită cu gândurile acceptate. Să vă dau un exemplu. Mergi prin piață și găsești, de exemplu, pregătește cineva acolo mici sau cremuri sau ceva și te îmbie să mănânci. Să zic că tu nu vrei să mănânci. Dar spune mirosul de la mici, ai putut să nu-l inhalezi? Păi n-ai putut. Mici, ai putut merge prin piață să nu-i vezi? Păi nu poți, te stai cu ochii deschiși, dai peste oameni. Păi deranjezi taraba. Diavolul vine la nivelul minții noastre cu tot felul de gânduri. Vă puteți aștepta să vă pună diavolul în minte orice. De la un gând imoral față de oameni, la gânduri rele despre Dumnezeu, la gânduri de lăcomie, de ură, de mândrie și așa mai departe. Dar aceste oferte ale diavolului, ele nu devin gândurile noastre dacă nu le acceptăm, dacă nu le socotim ca bune. Să vă dau un exemplu. Știți că la catolici există pe la 12-14 ani procedura de confirmare. Și cu o astfel de ocazie, i-am uitat de copii, să nu uităm, că ăștia ne spun că mințim apoi. L-a pus să se confeseze și îl întreabă, ai făcut ceva păcate? Și întreabă, ce păcate? Eu sunt copil. Zice, uite, când tatăl tău blasă haina să cauți în buzunar să iei bani. Și el ce n-am făcut, dar ideea e nu-i rea. Asta e problema. Diavolul vine și îți aduce ideea. Și tu dacă te gândești, spocăi nu-l fac, dar... Deci când deja, dacă nu m-ați arătat haina, uite, e măsura ta și n-ai îmbrăcat-o, nu-i problemă. Dar când zici, nu iau, dar să o probez numai. Poate al dat. Diavolul zice, asta e clientul meu deja. Și sunt unii mai sensibili la nivelul minții și diavolul apoi vine și le impută. Nu, tu ai păcătuit, tu ești vinovat. Nu e adevărat. Aia a fost marfă expusă, nu marfă cumpărată. Să nu confundăm lucrurile. Spune în 2 Corinteni 10, pentru că asta vizează întrebarea cum putem să facem gândurile robe lui Dumnezeu, lui Hristos, versetul 3, măcar că trăim în firea pământească, ce înseamnă asta? Adică în firea pământească poate să emane, v-am spus, orice. Nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești. Eu mi-amintesc, în adolescență aveam un gând nepotrivit ceva legat de lucrurile sfinte și parcă mi-era greu să-l îndepărtez. Venea oarecum când voia el, deși eu am fost prin naștere un om mai cerebral, nu puțin sentimental, dar mi-amintesc perfect că după ce am fost botezat cu Duhul Sfânt, foarte ușor mă degajam de gândul acela. La o simplă privire, schimbare de un gest. Armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpentăriturile. Ce înseamnă asta? Deci, oricât ar încerca diavolul să se baricadeze în mintea noastră, spună, nu plec de aici și insistă cu un gând în mintea ta. Îi surpă Dumnezeu întăriturile, dă cutunul. Dispare, n-are putere. Ba încă scrie în Biblie, împotriviți-vă lui tar și el va fugi inclusiv din minte, fuge. Că Iuda tot jubilat cu ideea, cu banii, până la urmă, diavolul s-a mutat acolo cu reședință. Și acum, versetul frumos. Noi răsturnăm izvodirile minții. Deci nu numai ce ne vine din afară. Vă spuneam că emană și mintea noastră. Izvodirile minții și orice înălțime, orice argumente ar aduce, oricum s-ar statua în mintea noastră și devine generală expresia și orice gând îl face rob ascultării Hristos. Dar cum? Aici e secretul pe la jumătatea versetului. Orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, deci ce te poate ajuta să ții gândurile sub control? Cunoștința de Dumnezeu. Am citit în Romanul cu 28 că n-au păstrat pe Dumnezeu în cunoștința lor. Vă dau un exemplu simplu.
Imaginați-vă că mergeți pe drum cu mașina și plin de polițiști hoți care vă fac semn să opriți, să vă jefuiască, să vă ia actele dumneavoastră, permis de conducere, talon. Dar dacă dumneavoastră cunoașteți ce uniformă adevărată are poliția și cunoașteți semne de circulație, poate să fie diavolul nu numai pe șosea, poate să fie în mașină, să spună, mă, fă la dreapta, să spui, mă, dar tu nu vezi că interzis la dreapta. Fă la dreapta, că zic eu. Deja poate știu că nu zice semnul. Deci cunoștința te face să nu te poată duce de minte. Sunt fete care poate vine un băiat și le promite mare acusarea. Până eu să mă fac, o să fiu cel mai bun bărbat și mă pocăiesc și prințesă te fac. Dacă va spune, auzi, la mine în Biblie și în minte este un indicator să nu umblu cu tine pe drum. Nu vă înjugați ce legătură este între unul și altul. Nu te poate bate. Spuneți-mi, vă rog, mai simplu, ce trebuia să facă Eva ca să-l bată pe diavolul rai? A avut puterea în mână. Noi voie să mâncăm. Trebuia să mai spună altceva? Nu, numai atât. Noi voie să mâncăm. Mă, dar e bun. Noi voie să mâncăm. Dar e bun. Dar Dumnezeu zice să nu mâncăm și avem ce să mâncăm. Uite, sunt de toate, după plăcere. Adam, vrei de aici? Ce problemă? Eu mânc din altă. Poftă bună. Cunoștința de Dumnezeu, de aia v-am spus, numai cuvântul lui Dumnezeu ne face înțelepți. Nu ți poate diavolul înșela. Diavolul vine și ți-aduce motive să te cerți. Dar tu știi că scrie în Biblie, robul Domnului nu se ceartă. Apucă-te. N-ai cu cine, nu? Și așa mai departe. Deci gândurile noastre, pentru că în mintea noastră sunt niște factori, este un proces. Zilele următoare probabil o să apară, este un studiu despre gânduri pe dragoste pentru adevăr, sunt 10 lecții. O lecție se ocupă numai de gânduri de mândrie, alta de gânduri de depresie, altă lecție tratează gândurile de bine. Deci Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât să ne putem controla, dar numai și numai în baza cunoștinței lui Dumnezeu. Că altfel nu știm, ne dăm cu părerea. Și cine are dreptate? Dumnezeu, prin ceea ce ne-a spus, numele Lui să fie slăvit.